Na, Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Iar voi abonaților mei cei vechi, ca să mă exprim așa, vă mulțumesc din suflet pentru că reveniți de fiecare dată aici. Dacă nu v-ați abonat până acum, o puteți face apăsând butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este și va rămâne total gratuită. După cum deja ați văzut din titlu, în sfârșit, astăzi am găsit și eu fereastra aceea, cum se spune, portița aceea să pot filma un unboxing. Și stați să vedeți, el este cutiocul. Cel vom deschide și ne vom. Adică mă voi lăfăi în aromele sale și vă voi spune vă primele mele impresii. Um, Știți că ador casa Ahmed al Maghribi? Deci o ador. Sincer, o ador. Ahmed al Maghribi, dacă mă vezi, te ador, tati, ești numărul 1. Deci, casa Ahmed al Maghribi, vă las și aici, inserat, da? cei de la Fragrantica spun că este casă de nișă. Pentru că, da, ce să vedeți, și casele Middle Eastern au Case de nișă. Ahmed Al Maghribi fiind acea uh, nișă accesibilă, cum se spune. Bun, nu mai stăm la discuții pentru că oricum, deci stau cu coletul în casă de aproape o săptămână. Am același cartă urât, să știți. <laughs> nu l-am schimbat. Mai este un tip din afară mega obsedat și el de parfumuri și de fiecare dată când fac câte un short din acela unboxing pe Instagram. Era să scap coletul, Instagram și TikTok, oricum, veți avea link în bara de descrieri pentru toate, toate conturile mele de social media, inclusiv pentru grupul Frag Family, grup de pe Facebook. Uh, Hai să nu spun al meu, că nu vreau să sune că acolo mă promovez eu. Nu, este grupul nostru, da? A familiei celor ce iubesc parfumurile. De aceea l-am și uh, botezat Frag Family. Și uh, este un uh, amic pe, Insta pe Instagram care de fiecare dată când îmi vede acest cater în videoclipurile acelea scurte. Este oripilat, deci este oripilat. Știu că e urât, dar aia ai, e. O să-l schimb la un moment dat. Coletul vine ca de obicei extra, mega, ultra, hiper, bine ambalat. Ce avem? A, facturica. Și avem așa. Avem următoarele chestii. Avem, da, dar presupun că a fost. Deci am punguțe cadou de la Ahmed al Magribi. Știu că am mai avut eu, nu mai știu în care videoclip și mi-a scris cineva în comentarii. Hei, am comandat și eu și eu n-am avut punguță de cadou. De la Afnan, dacă nu mă înșel am avut. Uh, nu iau partea nimănui, dar v-am mai arătat monstruozitatea de colet. Adică mă gândesc și eu. Dacă comandați câteva esențe și coletul este mult mai mic, nu are cum să vă intre. Ca să vă faceți o idee cât este această punguță, da? Deci e mai mare decât căpucul meu. Deci punguțele astea trebuie să aibă și ele loc să vi le trimită. Și până la urmă e o pungă de cadouri despre ce vorbim. Bun, bun, bun. Au și aici. Pam, pam. Trei bucăți de ahmezi și văd că am și două monstre. Bun. Am nevoie de cartă. Lăsând gluma deoparte, deci nu mai pot cu noile parfumuri ale casei Ahmed al Maghribi. Nu mai pot. Deci când am văzut că au apărut noutăți Ahmed al Maghribi și când am intrat și am început să scrolez și Diana citește notele. Deci eram la modul. care-l aleg. <laughs> care, care. că îmi plac toate. Toate, clar. Hai să începem cu cea mai mică cutie și anume un parfum ce se numește Exotic. Să vedem noi cât de exotic este. Aceasta este cutiuța. Ați văzut, aveți aici holograma va testă autenticitatea. Și acesta vine în 68,48% concentrație de uleiuri. De deci, să ne ținem bine, are folia foarte, foarte lipită că facem acum o tăietură chirurgicală și observați că tremur, da? Deci eu când am în mână un parfum Ahmed al Maghribi, eu pur și simplu mă transform. Nu ai cum cu această casă, deci nu ai cum, nu. Um, sunt atât de bine lucrate, sunt atât de persistente, sunt mega persistente primul meu videoclip, vi las aici. Dacă nu mă înșel, undeva acum 8 luni am descoperit eu casa asta și de atunci nu mă mai satură Dumnezeu. Nu mă mai pot opri. Și folia nu vrea să se dea jos. Bun. Important e că am deschis partea de deasupra ca să putem scoate sticluța. Vai cât e de faină, vai, deci e genul acela de sticluță minimalistă, are acel aspect ușor brumat. Deci cea mai finuță și cea mai elegantă sticluță, da, nu tu brisbrizuri, nu tu pietricele, nu tu absolut nimic. Da și aici la fel 68,48% concentrație de uleiuri. Capacul este din plastic, dar e genul acela de plastic bine lucrat, ca să mă exprim așa. Și înainte să-l pulverizez, ca de obicei, să vă spun notele. Note de vârf, bergamotă, portocală. În mijloc avem note florale, note verzi și lemn de cedru. Iar în bază, lemn de santal, vanilie, note lemnoase și mosc. Ca de obicei este un blind buy, nu tu mostră, nu tu decant, nu tu nimic. Habar n-am ce e aici, dar ca de obicei din nou, totul a fost în baza notelor. Da, și acele atomizoare ale casei Ahmed al Maghribi, mi-am dat în paharul cu apă, nu mi-am dat în paharul cu apă, vă mai... Vai de mine! Bun. Bun. Încep să mă transform. Vă anunț. Se deschide proaspăt, vibrant, ușor, energizant. Totodată resimt ceva pudrat. Și da, bloterul e aici, dar am dat două pufuri să vă arăt atomizorul și sufrageria. Stați că se spune living-ul. living, living este plin de Aroma acestui parfum. Categoric este genul acela de parfum strict feminin. Nu aș vedea un bărbat purtând așa ceva. Devine. Deci, după deschiderea aceasta proaspăt, vibrantă, energizantă, genul acela de parfum fructat, energizant mai precis. Devine o aromă complexă, cu ceva accente florale, cu ceva um, note lemnoase pe acolo, spuneau ei de lemn de cedru. Cred că lemn de cedru este un floral ușor, ușor lemnos, slab lemnos, dar resimt în continuare ceva pudrat acolo. Uh, nici de cum, după cum îi spune numele, nu este, în opinia mea și după gusturile mele și după nasul meu, nu este genul acela de parfum de vară, da? chiar dacă el vine și ne spune că, hei, pe mine mă cheamă exotic. Nu, nu e, nu e genul acela de parfum strict de vară. Este genul de aromă caldă. Nu știu, Caldă, rafinată, din nou. Nu înțeleg eu, bergamotă, portocale, lemn de santal, vanilie, are ceva pudrat. Ori este moscul acela, da, combinat cu vanilia și lemnul de santal, ce îmi dau uh, un fel de cremozitate pudrată, dar resimt ceva fin pudrat aici. E genul acela de parfum uh, absolut nimic, nimic, nimic middle eastern, de, nu aveți nici cel mai mic iz, da? Dacă vă e frică de parfumurile arabești, mie îmi place să le spun Middle Eastern și sunteți genul de doamne ce preferă aromele de designer sau mainstream, cum se mai spune, exotic este genul acela de parfum Safe Blind Buy. Da? Nu are absolut nimic Middle Eastern în el. Este un floral fructat cu ceva atingeri uh, lemnoase, cu ceva atingeri pudrate. Este genul de parfum foarte versatil, dar foarte elegant totodată. Genul de parfum, nu știu dacă v-am mai spus, dacă v-am spus, mă repet, vă mai spun o odată, este all season. Nu-l pot încadra în ciuda numelui, în ciuda numelui său. Nu pot să vin să vă spun, da, e un parfum de vară, e un parfum de iarnă, pentru că, în opinia mea, este o aromă ce o pot purta și acum. Da? Foarte versatilă, merge absolut oriunde, oricând. Nu e genul acela de um, aromă rigidă care ți impune o anume pf, vestimentație, o anume da? ocazie sau un anume moment. Nu. Dar este foarte fain. Nu pot spune că mă duce cu gândul la vreunul din parfumuri, vreunul din parfumurile cunoscute, da? Doamne, deci deschiderea aceasta este ceva de zile mari, da? Genul acela efervescent, fructat, previgorant, da? Și pur și simplu totul ia o întorsătură. Da? Dacă în deschidere veți avea impresia, da, păi i-a pus bine numele exotic pentru că e uh, revirgor, Revirgorant. Este efervescent, este da vesel, jucăuș, energizant, nu. Totul se transformă, se îndulcește, se îndulcește, se încălzește. Da, apare combinația aceea cremos pudrată extrem extrem de elegantă în opinia mea. Nu știu, sunt anumite arome uh, ce pentru mine nu se vor demoda niciodată. Da? Dacă ești o doamnă, dacă ești o domnișoară, ce ești fix în zona parfumurilor feminine, da? Nu suporți parfumurile unisex, cele bărbătești nici atât să le porți. Treaba asta cu uh, Cremozitate pudrată este ceva ce definește, în opinia mea, treaba cu categoria Doamnelor ce preferă parfumuri strict de damă, oarecum clasice. Are o dulceață. Însă nu este genul acela de dulceață copleșitoare, nu este genul acela de dulceață grețoasă, cum se spune, da? Ceva mult, prea mult, ceva ce, vai de mine, mă doare capul de la parfumul ăsta, nu. Este o dulceață fiind de tot exotică, da? Deci pe blotter nu resim treaba asta, îl resim decât dulce, însă pe piele, da? Și asta este treaba cu parfumurile Ahmed al Magribi, da, față de mâna asta care nu, nu vă gândiți că va rămâne așa, nu veți rămâne cu pielea uleioasă, nu, se absorbe treptat. Da, deci pe piele dulceața aceea are un fin, 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 o, o fină atingere exotică, este ceva ce te duce cu gândul la fructe exotice. Aș putea spune, dacă ar fi să pun degetul pe un fruct, cu toate că, pe un fruct, pe o notă, cu toate că la parfumurile casei Ahmed al Magribi, extrem de greu, în opinia mea, extrem de greu poți pune degetul pe una din note. Blendingul este extrem de bine lucrat. De asta eu ador casa asta. Este ceva ce, dacă ar fi să încerc să sap, da? Să văd ce notă resimt. Aș resimți, cu toate că observ că nu este listat, um, ceva gen felii de mango, da, dulceața aceea fructului de mango, dulceața aceea uh, zemoasă, suculentă. Dar asta nu-l face să fie un parfum gurmand. Nu vă gândiți că exotic este genul acela de parfum gurmand. Nu. Bun. Îl lăsăm aici momentan. Revenim mai târziu, ca de obicei, să vedem și cum se usucă, cum se așează pe piele și vom trece la unul care, când i-am citit notele, am zis nu se poate și dacă te aleg decât pe tine, tu oricum vii cu mine. Deci nu te las acolo nici dacă nu. Acel parfum se numește Laiana și vine așa. Uh, din nou, dacă la Exotic avem o cutie clasică de tip carton, la Laiana, dar haideți să-l deschidem totuși. Cam greu. Bun, sper că nu v-am uh, deranjat. Bun, Laiana vine... Așa, da, nu mai avem uh, acea uh, cutie clasică de tip carton, ci avem, uh, cum spun eu, acel ambalaj tip casetă. Haideți să-i dăm tu cât ai. La IANA vine în 55,64% concentrație de uleiuri. Aici aveți uh, din nou holograma ce va atestă autenticitatea produsului. Îi dăm treaba aceasta jos, nu mai știu cum se numea, dacă aveți voi idee, lăsați-mi în comentarii, că știu că chestiile acestea de la parfumuri au și ele un nume și aceasta este prezentarea. Deci, numai din prezentare, da? Stilul acela, cum v-am spus, tip casetă. Cum să nu faci așa ceva cadou? Cum? care doamnă nu s-ar bucura să primească un asemenea cadou? Spuneți-mi mie, spuneți-mi. Și parfumelul, ia să-l vedem, punem cutia unde o mai punem, aici. Aceasta este sticla. Din nou, avem genul acela de sticlă brumată, cum îi spun eu, iar pe spate are acest model. Da? Este pur și simplu încrustat. Căpăcelul, din nou, unul de plastic, dar foarte bine realizat. din nou, în partea de jos a sticlei, 55,64% concentrație de uleiuri, iar sticla este extrem, extrem de elegantă. Dar extrem de elegantă. Deci, în afară de aromele în sine și parfumurile ultra, hiper, mega performante. Dacă sunteți noi pe canalul meu de YouTube și nu înțelegeți de unde nebunia asta a mea și pasiunea asta a mea pentru casa Ahmed al Maghribi, derulați în videoclipuri deoarece eu tot timpul, tot timpul nu există comandă pe site-ul celor de la Parfumas în care eu să nu achiziționez măcar un Ahmed al Maghribi. Nu! Ahmed al Maghribi, într-adevăr, se cunoaște că este o casă de nișă, da, se cunoaște. De la aromă, de la. Uh, nu are izul acela sintetic, nu are, nu știu, este o altfel de aromă. O altfel de aromă. Bun, v-am terorizat suficient să vă spun notele pentru Laiana, ca să înțelegeți de ce m-a dat pe mine pe spate. În vârf avem Heliotrop, Mandarine și Orhidee. În mijloc, fructe tropicale, flori albe, bujor, iar în bază, vanilie, mosc și ambră. Și pe acesta îl voi testa pe piele. Bine, și pe celălalt vreau să-l testez pe piele. Bine, și exotic, am ajuns tot pe piele să-l pulverizez. Oricum, este într-adevăr o diferență, da? Felul în care voi testați parfumurile. De exemplu, dacă testați 3-4 1 după altul, s-ar putea ca cele ce ajung la urmă să fie testate să vă pară că nu sunt ceea ce trebuie. La fel, dacă testați pe blotter se simte o altă aromă, dacă testați pe piele, automat se simte alta aromă. Și din nou este vechea problemă cu pH-ul. Da? Fiecare parfum reacționează altfel pe noi. Da? Nu toți avem același pH, hai să te dau aici. Nu toți avem același pH și automat Doamne, deci aceste atomizoare automat nu pe nu pe toți parfumul se va resimți la fel. Și gata. Deci gata, e Doamne, Dumnezeule. Doamne, Dumnezeule. Este acea deschidere floral fructată, cu accente citrice dulci. Dar dulci la modul că ai impresia că îți lasă senzația aceea de apă în gură. Da? Stați o secundă, ca să-mi dau seama mai bine că oricum la Ahmed, cam după fiecare parfum al casei Ahmed, eu trebuie să beau apă ca să le resim cum trebuie pe următorul. ce să inspiră în aer, că se simte la Iana în aer. Și treptat, parfumul acesta devine magic. Și vă spun imediat de ce devine magic. Imaginați-vă că aveți un buchet mare de flori albe, însă în acest buchet de flori albe, um, Preponderent este bujorul, da? Sunt bujorii. Un buchet de flori albe cu ceva mai multe fire de bujor. Lângă acest buchet aveți un coșuleț cu fructe exotice. Însă, eu, dacă vin și vă spun vă coșuleț cu fructe exotice, nu mergeți către zona erba pură. Și nu mergeți nici către zona chirche. Da? Este una din cele mai rafinate arome din ce am testat sau din ceea ce am până în momentul de față. Momentan, oricum, acestea sunt primele impresii, cum după cum bine, cum după cum, după cum bine v-am obișnuit vor uh, voi abuza de aceste parfumuri și voi reveni în alte videoclipuri cu cu impresii sau cu recenzia lor. Însă la un prim nas, la o primă impresie, um, nu pot găsi similitudini între Laiana și alt parfum, da? Nici din zona de designer, nici din zona de nișă. Categoric nu este Chiar dacă eu v-am spus fructe tropicale, din nou, la fel ca la exotic, nu mergeți cu gândul că ar fi un parfum de vară. Nu. Din nou, este genul de parfum all season, uh, cu siguranță eu îl voi purta. Azi de dimineață deja am apucat să mă dau cu parfum ca de obicei, că primul lucru deschid ochii, fac duș, parfum. Uh, însă mâine cu siguranță va fi, da, va intra în probe mari. Um, pe măsură ce se usucă, devine mai cald, da? Este genul acela de floral fructat, fin, exotic. Um, însă este o combinație ce eu una nu am întâlnit-o până acum. Exact cum v-am spus, Gândiți-vă la un, acel buchet de flori albe cu mai multe fire de bujor și cu ceva fructe exotice. Combinația asta floral fructat exotică cu accente pe uh, bujori, eu nu prea am întâlnit-o până acum. Este genul de safe blind buy, doar dacă, doar dacă sunteți doamna aceea cu gusturi foarte rafinate, doamna aceea, cum să spun eu, ce iubește parfumurile bogate pentru că este, este o bestie parfumul ăsta. Da, categoric este o bestie. Floral fructat, gurmand nu este, chiar dacă v-am spus fructe exotice. Nu are nu resimt acea atingere gurmandă, fină, cum o simt, de exemplu, un exotic, care, apropo, s-a transformat super șmecher. Deci mai șmecher decât era atunci când l-am pulverizat. Da, vedem uh, cum se transformă și la Iana. Îl lăsăm aici alături. Și vom trece la următorul parfum. Următorul parfum se numește Jude... Joud, Yud, cum se pronunță. După cum puteți vedea, este fix aceeași prezentare de tip casetă ca la Laiana. Din nou, aici aveți holograma ce vă atesta autenticitatea. Iar acest parfum vine în concentrație de 59,92 uleiuri. Bun. Acesta, um, o deosebire de Laiana, acesta este un parfum total unisex. Și merge treaba asta mai greu la acest parfum. Da, iese mult mai greu. Gata. Vai de mine. Nu știu, cei de la Ahmed al Maghribi de data asta s-au întrecut la capitolul prezentare, da? S-au întrecut pe ei însăși, însuși. Habar n-am ce vorbesc acum pentru că pur și simplu m-a năucit. Deci n-ai cum. N-ai cum. Prezentarea asta nu ai cum. E genul acela de un fel, dar nu e piele ecologică, tot mă chinui să Înțelegeți cam din ce material este treaba aceasta. Este mată, dar lucioasă, fin, totodată. Nu știu, dacă nici asta nu este un cadou depozat sau depus sub brand, atunci ce este? <laughs> Și sticla, Doamne Dumnezeule! Deci câte parfumuri ale casei Ahmed al Magribi am? Niciunele nu sunt ca cele din tura aceasta, da? pe spate are pur și simplu chestia aceasta gen uh, imprimeu de zebră ar fi, animal print, zebra, habar n-am. Sticla este foarte foarte grea, de fapt toate sunt, dar parcă aceasta sau capacul, dacă nu v-am arătat capacul. Da? Aveți aici un trăsulete Foarte fain Deci nu se poate cum e sticla asta Nu știu, de data asta Cred că cei de la Ahmed al Magribi Nu știu ce au pățit Dar um, numai um, prezentarea da? Numai modul de prezentare Ca să nu mai luăm în calcul și mirosul Deci parfumurile astea Din punctul meu de vedere Ar trebui să coste mult mai mult Așa, pentru felul în care se prezintă ele, da? Dar noi suntem mega norocoși și ne mulțumim, da? Pentru prețul pe care îl avem în momentul de față. Doamne ferește, zici că sunt... Zici că m-am transformat în tipele alea de pe TikTok, care mai fac și așa, bat cu unghiile și așa mai departe. Bun, am luat-o pe arătură. Uh, parfum unisex, după cum v-am spus. Note de vârf. Șofran, scorțișoară, nu nucșoară. În mijloc, ambret sau în albă de mosc, da? Unde vedeți ambret, faceți legătura cu alba de mosc. Ambele note sunt una și aceeași treabă. Vanilie și note cremoase. Iar în bază avem mosc, ambră, boabe, tonca. Și să vedem ce ne spune. Și pe el automat tot pe piele, Doamne, doamne, doamne! Are o deschidere cald, uh, caldă, bogată. Vreau să spun cald-bogată. Caldă, bogată. Oarecum picant orientală. Dar când spun picant orientală, nu vă duceți cu gândul uh, chiar dacă ei spun șofran. Nu este genul acela de parfum cu o tonă de șofran. Da? Nu, nu mergeți în zona aceea. Da, se resimte um, treaba aceasta scorțișoară, cu nucșoară. nu ușoară. Ceea ce mă duce cu gândul că este acel parfum fix pentru această vreme. Da? Vreme rece sau și început de toamnă, aș spune eu. Dar stați, că se transformă. Deci am ieșit din zona aceea, Spicy Orientală. Este o aromă intrigantă. Este genul acela de parfum seducător, opulent, misterios. Genul acela de aromă ce merge foarte bine purtată la o ocazie specială. La un moment special. Doamne cum e categoric este total total unisex. Capătă nuanțe ușor floral moscate, însă deci parfumul ăsta pur și simplu este într-o continuă continuă transformare încă o chestie ce o ador eu la Casa Ahmed al Magribi, da? Nu prea întâlnești la, aceste, la această casă genul acela de aromă perfect liniară, da? Cum e de la bun început, așa va fi și după ce se va usca. Nu! Parfumurile acestei case trec prin mai multe etape. Se îndulcește și capătă izul acela, îți lasă senzația aceea cremoasă, catifelată, da? Izul cremos, catifelat. Cu toate acestea, se menține în continuare pe linia unisex. Dacă sunteți domni și vedeți acest videoclip și m-auziți pe mine spunând iz, cremos, catifelat, ă, asta nu înseamnă că îl transformă în ceva feminin. Nu! Este fix pe linia sa unisex. În momentul de față, la o primă impresie, nu vă pot spune că înclină mai mult feminin sau înclină mai mult masculin. Nu! Este o aromă dulce, caldă, senzuală, spicy vanilată, genul acela de parfum seducător, rafinat, sofisticat. Eu inițial când i-am văzut notele am zis că acest parfum ar avea ceva similitudini cu uh, Angels Share de la Kilian sau cu Parfum, parfumurile da, ce tind în acea zonă. Însă nu. 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 Încă o chestie. Din nou. Casa Ahmed al Maghribi Fiind o casă de nișă, există posibilitatea ca de multe ori voi citiți acolo, da? Șofran, scorțișoară, cuișoare, nucșoară, da? Cum am făcut eu, de exemplu. Uh, Ambreț sau alba de mosc. Nalba asta de mosc sau nota aceasta de ambret îți lasă un fin, fin, fin iz buzi. Da? Tocmai de aceea, uh, vanilie, note cremoase, mosca, ambră, boabetonca. Tocmai de aceea m-am dus eu cu gândul a, e ceva din zona Angel's Share. Și nu, nu are treabă cu Angel's Share. Doamne! Are un foarte, foarte fin iz buzii. Dar este izul acela buzii, cum să vă spun eu, de băutură fină, băutură scumpă. Dar este foarte, foarte fin și este undeva acolo în fundal, nu este în, centru, nu este în rolul principal. Dar este dulce, dulce, spicy, dulce, vanilat, cremos, E genul acela de aromă de sărbătoare. Uf, și m-a da? Deci m-a Încă un lucru să vi-l reamintesc, eu vă spun la fiecare video, dar vă spun și de data aceasta, nu recomand din proprie experiență să faceți overspraying cu parfumurile acestei case. Ele sunt extra concentrate, da? Sunt mega concentrate. De exemplu, treaba asta cu 59,92% concentrație de uleiuri. Normal, nu ar trebui să fie catalogat EDP, apă de parfum. Având această concentrație de uleiuri, depășește chiar și zona extractelor de parfum, da? Și automat, dacă tu ai un extract de parfum sau dacă ai un parfum foarte, foarte concentrat și te apuci și faci tati Spraying cu el, în afara faptului că îți distrugi nasul, deci îți iei nose blind, nu vei mai simți parfumul, vei avea impresia că te dai cu apă de ploaie, dar nu este așa, îi năucești pe cei din jur, garantat. În afară de treaba aceasta, nu nu știu, fiind extract de parfum și folosind o cantitate foarte mare, o să miroasă foarte ciudat. Da? Nu faceți treaba asta cu parfumurile casei Ahmed al Maghribi. Doamne, cum e! Dacă mai devreme v-am spus că este genul de parfum pretabil strict acum pentru vreme rece, nu. Nu. L-aș vedea purtat și pe vreme o idee mai caldă, dar în sensul de eventual un puf, două da? și am arătat la ceafă pentru că eu una când mi se pune pata și mai porc cât un parfum puternic vara, de obicei îl aplic aici în, în zona cefei ca să nu mă sufoc eu, da? ca și cum l-aș aplica undeva pe aici, automat îmi radiază mie nas. Revenind la parfum, nu se poate. Categoric unisex, uh, categoric genul acela de um, aromă opulentă, aroma aceea ce te scoate în evidență, te scoate din anonimat, um, este mega ok și pentru clubbing, și pentru... Uh, Crăciunul în familie și pentru petrecerea de revelion, nu știu, genul acela de uh, parfum foarte misterios, um, cu ceva accente sexy, cu ceva subton senzual, da? Este o bombiță, bombiță foarte fain, foarte, foarte fain. Și, din nou, în momentul de față nu văd similitudini între acest parfum și ceva din uh, ceea ce am sau am testat până în momentul de față. Și avem aici monstre. Monstre. Ia să vedem. Ah, Pure Wonder. Pure Wonder. are O să vă las aici prezentarea are o sticluță, când am văzut-o pe site, am zis, uuuu. Hai că pe tine te dau aici. Ia să vedem. O să vă las notele inserate aici pentru Pure Under și să vedem. Vai de mine! <laughs> Deci se deschide intens, acum vă zic o ghicitoare, da? Se deschide intens, resimt lavandă, resimt citrice dulci. Este o aromă, este genul acela de aromă proaspătă, dar bine echilibrată. Floral, fructat, fin lemnos. genul acela de aromă ce te calmează oarecum. <coughs> Fina măruie, un iz fin, uh, nu exotic, aș spune eu. Mai degrabă e ceva ce emană putere, da? Aici. Și, dacă nu mi-ați lăsat deja până acum în comentarii, este o aromă, se tot transformă și de asta uh, tot mă schimb și eu la față. Nu este libră clasic, prima variantă. Nu, este unul din flencare. De ce spun cu atâta uh, siguranță că nu este libră clasic? Deoarece din acela am două sticluțe și la dor. Nu este acel libră. Este libră cu ceva. Da? De aceea spun că cu siguranță este unul din flencare. Unul din flâncăre, deoarece eu nu am apucat. <coughs> Îmi cer scuze, dar n-am. <coughs> Țigări și alte alea. Uh, alte alea însemnând uh, sucuri, sucuri reci și așa mai departe, da? Da. Este ceva din zona libră. Este libră cu ceva. Nu vă așteptați că este fix libră. Nu, nu miroase identica libră. Dar, din nou, nu are nici cea mai mică treabă cu uh, treaba aceea. A, parfumuri răbești, iz uh, nu știu de care, ud, bla bla bla. Nu. un uh, O aromă mai uh, europeană decât aceasta, nu știu ce poate fi. Dar e foarte fain. Foarte fain. Foarte fain. Te mai las și pe tine puțin aici. <cătă> Îmi cer scuze o secundă. De fapt, nu. Mai bine beau un pic de apă. Vreau să vă pun pe pauză și să tușesc foarte tare ca să-mi revin. Bun. Ok. Haide că doar nu mă nec precum țiganul la cum e vorba aceea. Deoarece am ajuns la ultima monstră și anume instanță. Instan din nou această prezentare de ultra mega zile mari. Și acum să vedem unde îl mai, pulveriz mai pulverizez eu ca să-mi pot face o idee. Bun, aici e ok. Ca mai apoi să revenim cu părerea după ce s-a uscat fiecare parfum. Deci nu știu ce. Vai de mine. Încă un parfum total european, da? Nu are nimic cu, cu Middle Easternul. Vai de mine! Fructat, moscat, dulce, o vanilie cremoasă, o pară cremoasă, o pară suculentă, da? Deci nu mai gata, mi-a plecat capul. O vanilie cremoasă combinată cu o pară suculentă, un trandafir curat, tânăr, știți că eu nu iubesc trandafirul, însă trandafirul din instanță este acel trandafir, o să vă las o imagine aici, o să caut și o să vă las, genul acela de trandafir crud, plin de rouă dimineața, da? Ați văzut dimineața când, dacă aveți o grădină cu trandafir, eu știu, la casă, la curte sau la bloc sau în parc sau... Și nimeriți dimineața când randafirii au boabele acelea, picăturile de rouă pe ei, ați văzut că emană un miros anume, da? Pur și simplu mirosul acela îl regăsesc în acest parfum. Genul de parfum din nou, All Season, acesta da, chiar este un safe blind buy dacă sunteți în din nou. În zona parfumurilor feminine, 100%, de designer, mainstream <coughs> și da, are ceva similitudini cu idol de la Lancom. Are ceva. Însă, ca de obicei, <coughs> parfumurile casei Ahmed al Magribi sunt mult mai puternice. Nu, îmi cer scuze o secundă. Bun, am revenit după ce am tușit, după ce am luat sirop de tuse și așa mai departe. Rămăsesem la instanță și vă spuneam că da, este un safe blind buy doar dacă sunteți iubitoare de parfumuri de designer, iubitoare de parfumuri feminine. Delicat, aș putea spune, dar nu delicat ca și performanțe, da? Nu vă așteptați la acest parfum să fie unul delicat, deoarece vine de la casa Ahmed al Magribi și este bombă, da? Bombă! Și da, are similitudini cu Idol de la Lancome. Uh, însă este mult mai bogat, mult mai dens, da? Este fix aceeași poveste, cum v-am făcut acest versus între Olimpea de la Paco Rabane și Rose Noir, tot de la Ahmed al Maghribi. Este uh, un idol de la Lancom la next level, ca să mă exprim așa, da? Cu toate notele și cu toate <coughs> aromele și acordurile mult mai intense, da? Mult mai intens. Da, da. Ambele, ambele mostre, nu știu ce o să mă fac eu și cum o să fac eu. Oricum, mai am de plasat o ultimă comandă pe anul acesta, pe, pe Parfumas, deoarece v-am înștiințat pe Instagram, pe TikTok și aici pe YouTube, a re-apărut French Coffee de la Al Rehab. Și îl vreau. Deci îl vreau. Nu, e cu cafea, îl vreau. Acum, după ce voi închide filmarea, voi plasa comanda pentru acel French Coffee și. Vai, ce frumos s-au transformat. Sunt în dubii pentru că nu știu care din cele două să comand, da? Să fie ultima mea comandă în materie de parfumuri pe anul acesta, promit. Bun. Haideți să facem uh, recapitularea finală, cum spun eu. Începem cu Exotic, unde l-am pulverizat aici. Da. Exotic s-a transformat într-un parfum uh, genul acela ce te învăluie, te cuprinde. Te ține strâns în brațe, la căldură, genul acela de aromă cozy, cum se spune, da, Conforta confortabilă. Îl poți purta categoric oriunde și oricând. Da. Bine, din nou, chestia cu parfumul. Parfumurile sunt, da. Parfumul e o treabă personală și ce îmi place mie nu vă place voi și ce vă place vouă 100% nu îmi place mie. Sau ne place, dar nu ne dă pe spate, da? Adică e o treabă foarte grea treaba asta cu parfumurile. Însă, dacă până acum, din ceea ce v-am recomandat eu de la Ahmed al Maghribi, am fost pe aceeași lungime de undă, cu siguranță la fel stă treaba și cu exotic. Este cremos, este fin, este învăluitor, are ceva cald în el, da? Nu este, din nou, da? Și acum, după uh, dry-down-ul final, rămân la aceeași concluzie. Numele său exotic nu trebuie să vă ducă cu gândul că este strict acel parfum de vară. Nu, nu este strict acel parfum de vară. Din contră, dry-down-ul acesta, uscarea finală, adică s-ar putea să fie mult prea mult pe timpul verii pentru anumite din, dintre voi. Dar foarte, foarte frumos este. Foarte, foarte frumos. Un parfum genul acela 100% feminin, da? Feminin, elegant. L-aș purta chiar și la birou pe acesta. Nu are. Nu are partea aceea, nu are nimic animalic, nu are nimic uh, prea senzual, nu are nimic, nu Este genul acela de parfum perfect echilibrat Foarte, foarte, deci l-ador Revenim la Laiana Doamne Nu, nu, Laiana este uh, parfumul acela magic, da? pur și simplu este un parfum magic, este dulceag, este dulceag, fin, suculent, da? tot, tot am ce am eu cu ceva felii de mango în acest parfum. Doamne, o superbitate, genul acela de parfum elegant, genul acela ce l-aș vedea purtat, nu știu, la teatru, dar strict două pufuri, da, pentru că nu vrem să deranjăm pe cei din jur, mai ales la teatru, la o petrecere, la o gală, la o festivitate. Foarte, foarte fain. Dacă sunteți în zona mea, da, că știți, mie îmi plac parfumurile ușor mai altfel să fie floral, dar un alt fel de floral, să fie gurmand, dar un alt fel de gurmand și neapărat să fie bold, da? Mie îmi place, nu știu, eu sunt genul, da, mă dau cu parfum și pentru mine, în primul, de fapt în primul și în primul rând pentru mine, da? când -mi transmite ceva sau că mă duce într-o anumită stare. Deci volanele mele au stat așa pe toată durata filmării, oare? Nu mai contează. Um, în primul și în primul rând pentru mine, dar e și treaba aceea că vreau să las, îmi place să las dâră, cum se spune. Iar cu Laiana, cu siguranță, da, cu siguranță lăsați dâră. Din nou, în momentul de față, la dry down-ul final, nu mă duce cu gândul către un alt parfum. Momentan, oricum, din nou mă repet, vom reveni cu păreri, cu impresii, selecții, topuri, da? Vor fi incluse și în alte videoclipuri. Jude, Iud, Joud, cum s-o pronunța? Doamne! Nu, nu are nicio treabă cu în Angels Share. Însă, cum să formulez eu să nu mă înțelegeți greșit? Nu are treabă cu Killian Angels Share, însă merge în acea zonă. Merge în acea zonă în sensul că miroase extrem de scump, extrem de scump, da, extrem. Accentuez, subliniez, miroase extrem de scump. Îl percep în continuare ca fiind strict unisex, din nou, nu înclină mai mult către niciuna din cele două genuri niciunul din cele două genuri. Are un fin de tot, acum s-a estompat mult mai mult, da? Dar bea, da da bea, da resimt acel slab iz buzi. Însă, e genul acela de aromă cremoasă, ușor vanilată, ușor spicy. Doamne, cum e? S-a diminuat uh, izul buzii și partea Spicy, da? Este pur și simplu ca și cum mai avea ceva. Nu mă duce nici în latura gurmandă, da? Nu mă duce nici în. E genul acela de parfum foarte elegant. Foarte, foarte elegant. Un parfum elegant, uh, un parfum ce îți. Uh, îi face pe, îți impune un respect da, față de cei din jur, nu știu, are, are acel ceva. E ca și cum este elegant, um, ești o doamnă sau ești un domn, gata, haideți să vă fac să înțelegeți. Ești o doamnă sau ești un domn și ești acel CEO, da? ești managerul, ești, ai o firmă, ai un business. Uh, pur și simplu călătorești cu avionul propriu și personal, da? Uh, vara te duci, te plimbi cu iahtul, genul acela, da? Miroase a bogăție. Miroase a bogăție, a eleganță. Este altceva. Categoric este altceva și momentul de față la dry down-ul final, e una aș purta acest parfum absolut în orice sezon. Vara, doar seara, da? Ca să nu ucidem pe nimeni. Aici ce avem? Pure Wonder. Pure Wonder, unde l-am dat? Aici l-am dat. Vă las aici, din nou, imaginea cu sticluța. Da, este libră. Dar, libră, le parfum sau. este Libra acela ce l eu, dar la un next level, da? Și momentul de față, lavanda nu se resimte pe pielea mea, da? Pe pielea mea, uh, lavanda nu se resimte la fel de puternică ca la început. Este acolo, nu a dispărut, dar nu mai este atât de proeminentă. Dar foarte fain. Și sticluța. Bine, eu am văzut-o și pe site și este și aici în poză mică, mică, mică dacă aveți de făcut cadou cuiva și știți că perspectiva doamnă sau domnișoară este în zona libră, da? Și vorba aceea, și mulțumiți mai târziu. Ultimul, dar nu cel din urmă, instans, din nou și pe acela aici. Doamne! Instans este acel parfum romantic, acel parfum jucăuș. Emană, nu știu, te, genul acela de aromă ce te face să zâmbești, da? Este parfumul acela casual, casual, slash romantic, slash fin, elegant. Genul de parfum ce poate fi inclus în categoria parfumuri semnătură. Da? Dacă sunteți genul care genul cel mai indicat, ca să spun așa, adică nu ca mine când deja ai niște stoluri și nu mai știi câte parfumuri ai. Și îți place să ai un singur parfum să-l porți și vara și iarna și tot timpul, instans este acel gen de parfum. Din nou, dacă vreți să cadorisiți pe cineva și știți că doamna sau domnișoara respectivă este în zona Idol Lancôme Blind. Blind. Doamne, cât este de fain. Și din nou, eterna problemă. Între cele două pe care îl comand. Ok. Vedem. Vedem. Și videoclipul acesta, când îl filmez eu, suntem în data de 21. O să văd, o să fac lucrurile de așa natură să intre mai repede pe YouTube. Placez și comanda pentru French Coffee și unul din cele două. Sau ambele, vedem. Și voi mai reveni cu încă un clip video. Și cred că după aceea voi lua o mică pauză până de... Rebelion, după rebelion la anul, hai să nu zic la anul, oricum vedem, vă țin la curent pe Instagram, pe TikTok și nu în ultimul rând pe Frag Family. Dar chiar dacă ar fi să iau o pauză până, eu știu, pe 2 ianuarie, 3 ianuarie, când ar fi să filmez următorul videoclip, asta nu înseamnă că m-am mutat în vârf de munte și nu vă mai răspund, nu. Îmi puteți scrie în continuare pe Instagram... Dacă vreți să vorbim pe Facebook, vă aștept pe Frec Family și din nou, dacă, că știu că multe dintre voi ați comandat, știu, mi-ați scris, multe dintre voi ați comandat la Iana, multe dintre voi m-ați întrebat de Jud, da? Vai și exotic cum e. Dacă Ați comandat. Dacă aveți ceva din aceste parfumuri despre care v-am vorbit și, din păcate, astăzi mai mult m-am bălbăit, pentru că, da, oboseala își spune cuvântul, um, vă aștept cu nerăbdare în secțiunea comentarii. Dacă nu v-ați abonat până acum, nu uitați să o faceți, deoarece, când ajungem la 1010 urmăritori, giveaway! Um, ce să vă mai spun? Ca de obicei, vă aștept în bara de în secțiunea de comentarii, vă aștept pe Instagram, pe TikTok, pe Frec Family și până data viitoare vă îmbrățișez cu sufletul și vă doresc zile minunate și pline de parfum. Hai să ne auzim în comentarii. V-am pupat!